Cine să știe? Trebuie să fie cu mătre, că le-am chemat la șezătoare. Da? Da, cu mătra Floarea, cu mătra Fira. Hai, du-te, cheamă-le în casă. Copii înăuntru, la șezătoare. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit la noi, hai! Mai aproape, mai aproape, vă așteptam. Ce mai fășesc? Cum mai trăiți? Ce fășesc? Eu mărâm cu lucru. Cu o sâră, cu iarnă. Și noi am venit tot cu lucru. Hai, hai! Tot cu lucru, tot. Dar și poși acolo frumos. Stai să vede dacă ți arăt. Vreau să poți un curel, afișor. Model nou, am mult scos. Dar de unde l-ai adus? La munții, de o revistă, de pe o cămeșă bătrânească. E bun și zici, am pus bine culorile. Bun, e bun. E mândru așa? Frumoasă, frumoasă. Dar să nu dai modelul la oșicine, că uite ce frumoasă cumătri, modele am aici așa. Trebuie să le dau la cumătri, n-am ce face, că s-o supăra. Ai obligație. Hai să văd și voi și lucrați. Eu cum să ieși? Cu ajur de taie, de taie, ești meseriaș? Nu, glumă. Noi găsim un cămeșoi, am uge, vin Crăciun, uge mă la joc. Trebuie, trebuie, că tineretul trebuie așteaptă. Îl încei, am că l-ai gătit, a, regă, da, da, nu? Da, nu eu îmi fac unul mai ușurel, așa că tot am zis că am prea multe cam grele, așa, cam încărcate și am zis că trebuie unul și mai ușurel. Că mai trebuie și de astea, da. Așa și e cu dulbe, ta, nu mi-au simis un odatat. Da, da. Ai altfel de model de curel, ta, de asta, de exemplu, este curea de Botoșana, modelul de la noi din Botoșana. Uitați-vă ce frumoase, vedeți? Asta la altă este model de Carvana. Pardon, pardon. Fiecare cu modelul lor. Cu modelul lui, da. Asta la altă este cu ea de pantalon care se ia la cămașă, nu-i terminat încă. Mai lucrez puțin la dânsa, așa mai am și la asta de pus aici, mai din asta neagră. Și este foarte frumoasă. Acum nu știu că la așezătoare să mai chemași niște muzicanți, niște fluierași, dacă îmi era cineva să-mi cânte. Mai târziu, după ce... Așa, bun, mersi. Cum să zice, așezătoarea e de plin, fete sunt fișori, nu vin, nu? Lasă, ia. Ar vini, lasă. Mai da, ar trebui și câte un păhărel de țuică să apă, hai, de, servene. Nu știu, iar pe aici, prin basele astea. Și fac. E așa, o leacă. Aici, și aici. Ești cam... Un pic aici, așa. Cu mătrerina, ne tași coș acolo. Eu. Tot nu dai la nimeni. Nu pot o cămașă bărbătească, nu o dau. La fișor, la ginere, la care? O, fișor, la care mai cu minte. Care mă ascultă. Așa, da, da. Bunicile se coasă și la fișor și la nepoți. Iasă? Mi-a zis eu ceva. Și ați mai auzit nou. Cine avea cu nuntă, cine mai cine, murit, cine mai... Nuntă e post? E post. Da, așteptam să vină. Eu am venit să vă aduc niște curulețe. Mulțumim. George nu prea mă lasă. Nu prea mă lasă. Eu am să mai vin și am să mai mărg. Mulțumim frumos. Așa e cu copiii. Eu zic că hai la mătușa tu aici, nu vrei? Titi. Poți? Ia ție ce face mătușa aici. Mătușa e sună dată, ața așa. Vai, mătușa, dar și coș. Corect. De la băitean. Mamă, dar și pui faine ai. Dar de unde ai început? Aia, da, mărgele mi-ai găsit din astea frumoase așa, care cum era de mult. Să găsesc la târg, să găsesc. Mărgele mai găsim, din ea, dar uite, fătușile astea ținere, hai. Da, acele-s mai grele. Acele-s mai grele, că trebuie să subțirele. Uite așa, bagă-n aca aici și-ți arătăm cum să pui. Spor la treabă, hai că noi mai zicem îndată. Mulțumim. Mulțumim. Doamne. Cam greu de băgat în alb, pe cum văd eu. Ia cu micuț acolo, urechile strâmpte. Da, hai. La mărgel, ia cu mic. Așa, și-ți dau să pui... Ne-ai pus în pahare, dar trebuie să și... Hai, închinăm. Hai, mulți ani, bine ați venit la noi. Și pui baier. Dar ce unii nu știu, cine-i pus aici? Doamne ajută, cu tasă. Nu știu ce-mi faci după... După ce-mi faci o cântaș, o-mi chiui? O, mai ești modelul, mă, ești să fie de zis bine, dacă bei un pahar două și mai bei pe câteva, uiți să-ți vine și-a juca. Așa e. Da, da, și de cusut mai puțin, nu? Mai puțin, doamne. Buletinul de știri, care mai este? Și fie și mai aduceți. Care-s cu știri?
mai am un unsus mai afară. Din cutul din sus, Floare, și spui. Am o și să mai spunem, nunți n-avem. Morți o dat din ziua lui ăsta, că a fost destui. Da. Da. Așteptăm, am sfintele sărbători. S-a smiris cu lindatul ăla, cu uratul, cu sămănatul, cu tete. Așteptăm întâi să vii părințile și apoi după aceea restul sărbătorilor. Da. Ați auzit că nu umblă cu... Nu știu, bine. Că spune la biserică, duminică, nu? Da, da, cred că înainte mă, de sărbători. Mm-hmm. Și cu colinda, copiii, da. Că nu se umblă cu colinda. Da, chiar de mult s-a umblat cu colinda, și știți? Eu am prins cu colinda de când eram așa mai mățițică, da. Când eram eu pe vremea mea, nu se umbla cu colinda. Nu s-a umbla? Numai cu clopoțelul de anul nou. A, de anul nou era mai mult... Da, la urat. La urat. După nuși, după coloșei, da. Mere, da. Așa s-a dat atunci. Acum numai bani. Da, am să o schimba timpul. Era bani mai puține atunci. Da, da, băitanii totul vineau tot cu, dar nu vineau clopoțelul, vineau clopoțelul. Vineau cu colinda, să mascau. Bani, cu era. Iar au venit și scriptoare. Hai să-mi sunt eu pe frunte-n sus! Hey, did you look at me? Hey, did you look at me?
Mai și ești bine că v-am găsit, că dacă nu vă găseam, nu știu ne facem cu omul ăsta. Cum îi bădiță? O da prostii, că-s nebun, că cu minte am fost destul. O da prostii, că-s cu minte, că nebun am fost înainte. O scășiu de nipi omul prost, că mă întreabă unde am fost. Unde șede cu casa, cum îi ceamă nevăsa. Nevăstui că săraca. Nevasta e o ceamă bună, că bocează și cu nună. Bocează și nu trăiesc, Doamne, rău să potinesc. Mulțumesc cu molepca, te mai iei și cu geacile femei. Dacă bei un pahar două și mă bei cu ceva, uite să-mi vine și-a juca. Doamne, ajută tot așa. Oameni buni, bine v-am găsit la dumneavoastră acasă. Băiații ăștia mă tocmire. Bine ați venit la noi. O zis că decât să iei un dobaș, mai degrabă eu un copzar, că până la urmă punem mână de la mână și merem colin de anul ăsta. Și faci, eu mă gândesc în primul rând să îmi dau de comandă o curau de la mine de aici. Păi dăm una care vă place cel mai mult, na, nu știu eu care, uite asta mai înfurată, mai bagă, mai pierd, de aceea mai pierd, de aceea mai pierd, cu trandafiri, asta luată. Care vii, stai să vedem asta, să o încercăm, poate că e bună pentru dreapta. Dă-o leacă să mă uit. Așa, buzunarul în dreapta, așa se pune. Așa se pune, dă-o leacă. Ia uite, domnule, parcă e făcută în comandă din ea ta. Și cât ar să facă asta așa o curau? Rămâne, nu mă înțelege noi că nu e o mașină, e o curieluș acolo. Doamne, în județ. Neta, n-ai știuit la bani și eu n-ai să-i văd, o cum? Din care cu grea bună dumneavoastră. Apoi mă gândesc că, ce să spun eu? Uite, altfel ar râs, domnule, am uiezea nu din Bucovina, domnule. Dacă îți dau două oi pe o curauă? O face, nu vai, mi-i pune ceva acolo, o chelă de cașă. O șochelă, mari vrânză un chel de cașă. Uite, dar uite că nu mai ia că-i bună. Așa este. Mulțumim tare mult. Băi, oameni buni. Nu știu alță cum îți, dar eu când stau și mă gândesc la anii și aia și-o trecut, când trebuia să mă duc la joc și că nu știam să joc și mă temeam ca dracu de tamâie de jucat, dar mulțumesc din toată inima că am avut și nesima în viață. Da. Am despre jocuri, eu nu prea știu și să zic că la Botșanare jocul îi de frunte. Nu tare ne ținem noi domniile voastre și mă gândesc că poate în neatare dacă tot mi-ai dat o curauă, ai să-mi dai și un joc, două, că doar n-ar să și foc și n-ar să plouă. Am la șelea două oi și un chil de brânză. Da. Mai punem și unul de urdă și mă duc și cu jocul acasă. O sticlă de pălâncă ca să fie treaba. O sticlă de pălâncă și treaba adâncă. Acum trebuie să vă spun, la noi Botoșan avem un dans unicat care se numește ceasul, care îl juca bătrânii noștri când pleca. Dar de unde vine ceasul ăsta? Vine de la bătrânii care au fost în sat, eu l-am culit de acolo, de la noi, și reprezintă plecarea la oaste, luare rămas bun de la soție, de la copii, de la fete care nu era căsătoriți. Și mi-au predat și mie pașul ăștia de la dansul ăsta și vreau să vadă și eu dumneavoastră dacă încântați melodia asta. Păi băiați, voi știți șasul? Știm. De unde îl știți? Tot din sat. Tot din sat? Pentru că s-o jucat. Dacă nu, tare greu, să-ți amintești ceva și n-ai știut niciodată. Da. Așa că mulțumim la Dumnezeu. Ia să vedem. Hai să facem un șas pentru bătița. Putem voi cânta niște... cât pot eu juca? Nu știu. De-o mă împaca? Haide. Jurăm! Pământul să-l apărăm! Pământul!
cojiu. Ai de mână de morsășiu, ia de frică să nu știu. Greu de spus, greu de făcut. Ușor de zis, greu de făcut. Da. Cu mătră, dar bine ai trăit, ai jucat și ai petrecut, nu? Tătă viața! E-o plăcută astea, n-ai grijă. Cu mătră, dar nu vrei să mai ajungi la bucătărie, să facem și toșinei și ceva? Trebuie și mâncare la așezătoare, nu? Da. Ce ziceți, ar merge după un pahar? Dacă mi-ați dat, Doamne ferește, nu va refuza. Hai că eu trebuie să găcesc curaua asta și... Dar faceți mâncare de post, mai postim? Eu m-am hrănit și de barabuli și de... Dar mai este o stămână, nu? Nu e atâta. Mai mi-am putea cu ce-i hrăniți. Poate mai gândit o pot ceva, poate mai ziceți ceva să-i zic la femeie acasă să mă mai șcindu-lea, că nu se mai poate. Mădălina, și mai faci mâncare? Că și la noi acasă mai avem de astea. Cam asta e pisitet. Cam asta e pisitet, nu bărbatul ăla cum mai... Este. Dar scot, aș mânca o scrumbie așa cum v-a făcut, tăvălită. Sau niște vierze cu uloi? Uloi de sâmbure, și ăla, da, tradițional. Bunicul meu avea berbei de scursulii. Fără și-o rupi în pene, care se prezase la muzeul de etnografie în Fălticeni. Era presat și avea gaură cu șliț la doi stejari, o pâine așa mare și acolo bătea o pană mare, din coașa altă, vinde așa presa în jos și curgea ulei. Și bătea la pană și... Da, la pană. Așa la fără șorul, fără nimic. Dacă mergeți la Muzeul de Etnografie în Fălticeni, scrie uloniță, îi iubesc pahune din Botoșani. Am înțeles. Da, așa le era sănătos. Uloi de sânt. Botoșanarii noștri, noi de unde am venit? Nadeal. O samă, dar din Nadeal de unde? Din Șanț, Comuna Șanț, din... De Brișoara, de unii mai? De pe la Bistrița, așa, Bistrița, din zona așa, da? Cam așa știam. Bârgăi. De Bârgăi. Da. Și apoi care cum am venit, am adus fiecare și am putut și și-am avut. Și o țin minte. Da. Obișnuie de mâncare, că așa numele... Apoi toate de la noi, că doar... Profesorul Vasile Boca, care ne-a lăsat o monografie a Comunei Botoșana, este unicat și o mers până departe și o adus toată fiecare vine ne trezem și a cui suntem și de unde vine. Dar spune-mi, Tali, când ai ieșit la joc? Da. Cine te-a dat jos? Drept să spun, eram micuț, îmi plăceam, mă se mângeam la cămin și mutam și eu la bărbat de 70 de ani, cu capul chimiro și-a pus aici. Și am curat eu niște strigături de adânc. Și era un bărbat, Nichitoi, George, Ius Galiț, un bărbat mângeau ca mine, avea o voce puternică de tăt. Și amun, când eram băitanul, vin la mine, măi băiate, mă, m-am crezut că nu mă ia nimeni, dar tu m-ai luat. Nu te-am luat, băiți. Frumos a fost, extraordinar. Mi-a plăcut și l-am, nu m-a învățat nimeni. Nu m-am îndrezit că știu. Dar eu mă uit la gospodinile astea care știu o leacă rânduiala. Așa de tare vă uitați la băiață care strigau, la fișorii care strigau în joc sau vă mai uitați la ăștia mai frumușei, la ăștia mai școlăți, la care? Unii ar trebui noi să șim ca să șim bine. Să șim văzut. Fiecare la locul lui. Fiecare la locul lui, fiecare și așa și trebuie. Hai să vinim dacă tot trebuie să-i ajutăm și facem, mai cântăm ceva sau nu mai cântăm ceva? Mai cântăm. Da, să cântați frumos. O horă. Hai să cântăm o horă. Da, poate eu cu chelă și o înveț să iasă la joc. Da, dacă vrem o să vii, care vrea să vii? Care vrea să înveț. Hai să zicem o horă. Thank you.
Da. Normal că e mai... Pieruță, și faci? Plinești colindători? Ce să fac? Plinesc și colindători, dar am un să colindă. Dar la voi se colindă sau nu se colindă? Acum se colindă. Am un să colindă. Mama, cum îi zic eu, bunica, aș zice că nu. Când era ea, nu se colinda. Așa povestește acum, dar în zilele noastre, cam de când eram eu mățițică, să merge colinda. Este vorba, bun a fost și rău era, rău i-am, dar e bun așa. Asta, rău, cam așa. Sunt și la tădneam în eu. Rău, da. Dar da. Și colinza respecia. Eu sunt tare curios, sunt babă curioasă, dacă am dat că m-ați luat, n-am să vă fac, eu tot vă întreb, tot trebuie să știu, dar nu se poate altfel. Dar de doar de asta și vine, nu? Auzi, tineretul, ești și colindul. Știe. Bună seara la fereastră. Bună seara la fereastră. Hai să auzi, mă, bună seara la fereastră, nu? Bună seara la fereastră, la mulți ani cu bine. Gazdă mândră și frumoasă, la mulți ani cu bine. Am venit să colindăm la mulți ani cu bine. La mulți ani să vă urăm, la mulți ani cu bine. Hai deschideți ușile, la mulți ani cu bine. Să vă intre binele, la mulți ani cu bine. Să iasă răul din casă, la mulți ani cu bine. Și să aveți viață frumoasă, la mulți ani cu bine. Să trăiți toți cei din casă, la mulți ani cu bine. Să vă fie masă-masă, la mulți ani cu bine. Anul nou vouă vă fie, la mulți ani cu bine. Cu belșug și bucurie, la mulți ani cu bine. Anul nou vouă vă fie, la mulți ani cu bine. Cu belșug și bucurie, la mulți ani cu bine. Bravo! Ei, frumos, 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 frumos. Mă gândeam, amu, că voi, cu colinda voastră, ne-ați adus aminti de o urătură care tot prin Bucovina noastră dragă omlat, tot zis că plugurile luna mai o tras brazda până la rai. Păi și la rai când au ajuns plugarii janunci s-au pus și tare s-au speriat că raiul era încuiet. O zis vai și iară vai și s-au deschis ușa la rai, și în rai cine era? Sfântul Vasile și sta și din gură așa zicea. Cine s-a șestit cu mine, tot anul să-i meargă bine. Iar plugare ce să facă, o lăsat plugoleacă, o șestit și o închinat, un pahar de jin curat și Sfântul s-a bucurat. Tot așa fășem și noi, lăsăm plug, lăsăm și boi, dăm plugul lângă pariatie și boi la iarbă verde și om străga cu vorbi mari pentru vrednici gospodari, și-o străga cu vorbe aleasă pentru mândri jupâneasă, viața la tăți mișii, în pașii și bucurii. Doamne ajută, în șans bun, așteptăm pe moș Crăciun. Dacă tot mai este o stamână până și vine moșul, vai de mine, și facem cu toșinii și ea, că eu vin dimineață. Să fac acolo. Ea, Litran, dar și ele vies, îi părlește leacă mai tare, că eu mănânc cu zahar, nu știu cum îi mănânc aici la lanț. Dar eu mănânc cu zahar, cu sare, nu prea pot. Îi mănânc cu zahar, azi fie nu se poate. Ia de salivă în gură, parcă și mă auzim de toți și vin. Și fășem o că nu mai trăgem o cântare ca să... Și e mândrele alea floare, că dacă tot ne-o ajutat să... Da, mai am o colindă. Ai o colindă? Ia zi, și colindă. La tătomul de Crăciun arde lumina în casă, și de-o fi rău, și de-o fi bun, are ceva pe masă. Și de-o fi rău, și de-o fi bun, are ceva pe masă. La geam se aud colindători, cu o colindă veche.
gazda mult noroc, cântări la trei ferestre. Să aibă gazda mult noroc, cântări la trei ferestre. Să fie anul mult mai bun, să și e sănătate, să aibă și cei ce n-au avut, să avem cu toți de toate. Să aibă și cei ce n-au avut, să avem cu toți de toate. Frumos, dar ăsta parcă e din Ardeal. Da. Eu îl știu. Dacă ne trăgem de acolo, nu? Da, da. Așa e. La noi tot a trecut mult unii la alții. Da. Da. Și cântările noastre sunt cântările ardelenilor și cântările ardelenilor sunt cântările noastre. Și uite așa, cu neamul meu, tot cu bine mama eu. Bun, așa cum am pus-o? Bun, e bun, uite ce frumos a făcut. Ai spus baier la toate. Parcă tehnic într-o melodie, nu? Foarte da, bun, așa, fetele. Așa, uite, aici asta s-a șcat. Dar trăiesc asta la colindă, să nu știu. La colășii? Da, da. Dar aici ai niște, la cât încep să margă colinda? Adică sar, bravo, cinci. N-au răbdare. Popa vine cu ajunul în ziua de ajun sau vine cu o zi înainte? Dovideaște? Vine cu o zi înainte, încep. Am înțeles, am înțeles. În două zile, om. Dar pe două zile, la două zile îmblă peste tot, că satele sunt mari la noi. Mulțumim la Dumnezeu. Dar doi popi și mai rămâi cu spune. Și fășeți, și ați pregătit pe masă? Am pregătit gazda asta, eu știu, niște cornulețe, așa cornulețe de post, de post, de ajun. A, de ajun. De ajun. De ajun și putem pune decât de mâncăruri de post. Da. Un pod de casă făcut. Da. Cum se mai zice? Orez cu prune. Arpacaș. Orez cu prune. Orez, da. Așa e, mama, mi-e foarte greu. Dar și greu, nu spune? Se pune. Și greu și bob. Și sat în piuă. Așa? Da, mamuța mai punea și piaște. Piaște. Sarmale. Sau nu prea. Nu, galoștii de post, nu? Galoștii de post. Da. Da, hai să ne trecem o cântare, dacă tot am venit că... Înainte spunea că să pune pește la părintele. Poate, nu. Dar acum nu e dezlegare... atunci, în ajun, nu e dezlegare la pește. Deci ultima sâmbătă cu dezlegare la pește, da, da, da. După aceea nu mai este dezlegare. Ultima săptămână nu da. Dar la Crăciun, dacă pui de ajun pește și la miezul nopții mănânci pește, oare și păcat? Nu știm. Pentru că e păcat și iasă din gură, nu și din așa e, dreptate. Hai să mai zicem o cântare. Hai să cântăm o coră. Hai să cântăm ce vrei tu. Noi, amu, suntem pe lângă tine. Până s-au gătit toți și nei. Iată, cam lungă voi și nei. Vom cânta și noi până atunci. Nu s-au plăcut și ne-a jucat. E, mai bine. Nu vrei între oameni așa, nu? Nu, nu. Nu, că le se spală familie. Gază. Popa. Și bani mă trotare, măi bădiță, bădișoare.
Măi, bădeță, bădeșor, da. Noi îți mai trăjem o cântare, că așa de frumos trăși, că mine-s la boca de joc. Da, mă tem că noi ținem postul, tăi că postul ăsta e post mai ușor decât postul Paștului, și da. Să mai... Olea de rusească. Să mai las olea, oleacă de rusească. Oleacă de rusească. Da, oleacă de rusească. Hai să-ți oleacă la rusească, așa, în pat, în șinci. Hai, ce mi-ai faci? Hai, doar mă șinci când lucrați, nu mai duci nimeni să Dar nu mi-are așa pe inima goală, că dar dacă mai pui un par, așa să mai meargă, dacă mai pui un pahar. Hai, să trăim mulți ani. Doamne ajută, cu-i sărută și sporește, cu-i iubește. Și mie că trag nadejde. Și mie că trag nadejde, Doamne ajută. Mătrădine, mulți ani, un pahar, hai. Un pahar. Nutrișa, mulți ani și luați și o prăjitură. O zis că... Mulțumim. Tăteamea și mă gândim așa, ei, cum a fost, n-ar să mai și, dar nici așa n-ar să rămâi. Hai să facem o rusească. Lui! Ai și punta clopului!
mătru, dar ai făcut o căldură în casă. Ne-am mai scos la joc și cu mătru. Păi dacă stăm aproape de pădure, ești odată, ne zolem. Și să zic, da. Dumnezeu dă la fiecare după inimă. De, dar nu-ți bagă în traiște. Nu-ți bagă în traiște. Că bărbatul ăsta nu-i harnic și-o dus lemne și avem, îl băgat. Se vede după cum joacă. Da. La te zău, la te-ai cu sula, domnule, eu cu sula lucrez la curele și nu mă crede nimeni. Fac bord acolo, îți bag apă. Auziți, dar cum... Vreau să-l trebuie pe Lelea Trandașera, cum a fost cu noi șetele la joc, da? Iem parcă... la toși. Știți, Marie, cum a fost cu noi șetele tale? Eram mândru și pe timpul nostru. Cum? Cum? Eram de grabă la joc. Când apunea soare, trebuia să venim acasă, nu că am să duc la discotecă la bucat de noapte. Cereai da. Fata de la mama ei să o lese cu tine puțin, să da. O șinzi. În cămin, acolo merea la șinzi. Era pe vizere, nu? Da. Dacă are fata, merea la joc fără mamă? Nu merea, nu merea niciodată fără mamă. Paza bună, trăiești și primești de de ce ne-am măritat? Sau era buletinul de știri, era buletinul de știri. Da, da, era așa atunci. Mamele sărașele pe scaune și fetele se dușeau. Dar te trebuia să ducă doar și femeile trebuia să doarmă pe scaune, să arăt da. Și... No. Dar dacă lucrau în sta mâine, dacă vinea la joc și greu cât greu și după aceea frumos stăteau... Da, le-am mai prins și eu. Dar era sigură că fata e lângă ea. Da, așa este. Tot doamne... așa am făcut și eu. Da. Și la șer și pe aceea meritat. Am rămas pe laiță și m-am măritat. M-au păzut tare bine. Lasă că câteodată da, e bine și așa. Dar cum să zici, ori păzești un... Cârdie, ori o fată? Ori o fată. Da, lasă. Mai bine păzești un cârdie, bine, poți să tot păliești unul. Dacă ești mai bătrân, zic că și mai bine. Dar pe mine e mai greu. Da, tot așa a fost atunci, dar uite că încetul, încetul, o dat Dumnezeu și am ajuns și-o ziua de azi, cu bune, cu rele, dar uite că încă mai sunt câteva copchele frumușale care... Le drag să înveța lucra, uite. Le drag să înveța lucra, că până la urmă cu asta rămân. Duc tradiția mai departe. Nu știu dacă e vorba de a duce ceva mai departe, e vorba de creșterea de acasă și dacă de acasă ești crescut cum trebuie, mergi înainte. Dacă nu ești crescut... Și noi suntem o leagă mai măței, dar tot bine suntem crescuți. Da. Dar noi ăștia mai micuți... Esențele tari să țină în sticuță da, mici. Da, care a stat la oi discurs, nu cu capul pe mușuroi, cu ochii zgâiți la oi. Da, da, da. O să mă aveți mântre mățățel, dați și eu un cucoșel. Țării m-au închid clasări și mă fac cucoș bătrân. Și frumos cântă copchilele astea pe vremea, cântau copchilele așa de frumos? Cântau, dar nu erau microfoane, nu erau... A, sunt microfoanele. Cum a fost cu ieșitul la joc?
pe la câți ani a ieșit matale Liță Mariuță la joc? Cât am ieșit? Pe la 16 ani. Cam așa ieșeau pietre, nu? Și da. Maritau la 20. 19, jumătate, 20 am uitat. Cam așa? La 16 ani am ieșit, da. La joc? Cu mama? Cu părinții? Nu mereai singur. Cu mama, cu matușa, matușa cu Filonica, toată lumea. Toată familia. Eh, așa au fost pe atunci, tot cu pernii și bătuși. Și bătuși. Și bătuși. Da. Și faci de treaba și ne aduci mâncarea și ea cât de jat. Hai să mă duc să văd dacă o veci cum mă acum. Suntem la cajești, din nu să mai vedeți. Hai mai treceți o cântare, mă ia până ar să vii alea trandașira. Până vine și mâncarea, nu? Că eu mă gândesc să mă duc și eu la femeia mea. Am o grămadă de treabă și am voi m-ați scos de acasă seara asta. E, las, că nu cred că vă pare rău. Ei, nu îmi pare rău, mă văd și place și la femeia mea. Și s-au mai jucat? S-au mai jucat și frunza nucului și mai multe, dar acum s-au mai pierdut din ele. A, păi toate se pierde la o vreme, vrei? Trebuie, ești bătrân iară să facă... Da, n-ai și faci și viața asta. Da, da. Mama spunea că erau 12 jocuri. Și ele 12? Da, da, cele 12 jocuri. Ele au prins și le-au jucat. Și se jucau un joc, tăti? Mamă, auzi, cum ești cu jocurile? Care și ele 12? 12 joși. Și când se jucau? Se jucau la clacă, se jucau la șcimburi. Le mai știi care sunt? Da, le mai știu. Dar măcar câteva foarte le mai povestești. Da, pe era Ileana, Crețișoara... Prunga Nucului. Da, erau multe. Tăci după lată, știi, jucai până acum, de acum și pe altul, și tu mereai până găceai tăci joșile. E și bine. Da, așa era, da. Deci 12 jocuri le știai, vrei, nu vrei. Da, da. Erau și la clacă, erau și la joc, era... da. Și la nuntă îți jucau? La nuntă nu prea, dar la clăși și la șcimburi, cum era la nuntă. Înaintea nuntă, da. Și clășile cum erau altă dată? Pivară? Iarna erau. Iarna erau clășile? Iarna erau clășile. La desfăcat papușoi? Vara era la desfăcat, toamna, așa, când... Pitoare, da. Când erai în șură și desfăcai, așa când iau pe căi și piace, povești. Și mai înghesuiau pe șură. Să mai găseau, da, pe colo. Dar fără înghesuială nu se poate. Da, ei, băieți, ce faceți? Mai cântăm ceva? Hai să mai cântăm ceva. Știți cum țiganii cântă de foame, așa și noi. Oh, yeah.
nevoie de dumneavoastră ca să vină la casa noastră. Dar mai drag ne și voi când îți duci de la noi. Poate am plictisit-o leagă gazda, știi? Am o... Dar noi, poate nu e așa chiar. Noi v-a zic drept, n-am prea stat, dar parcă ne așa mânca ca așa de bine strângeți nervoasă. Strângem o leagă. Hai că strângem. Așa. E vorba, zici că... Am, noi nu ne-am gândit să-ți încurcăm socotelile, dar dacă tot am venit și dacă ne-ai pornit, alt preț, nu mă gândesc de fel, dar tot trebuie să mănânc un toșinel. Obligatoriu. Am iată-ți gata. Eu zic că e bine să strângeți, că apoi... Când ne-a și de când lucrăm, nu? Mai și de când lucrăm și dacă mânuțele, nomevile bagați... Mai iză și mâine, mă, poate. Așa e. Om găti și cu lucruri. Până la Crăciun nu mai este mult, dar... Până la Crăciun nu mai este mult și până la anul nou, iaca azi... Iaca tot așa, nu mai... Și iaca ai mâine și anul nou peste noi venim. Da. Dar ziceți-ne, leacă, și fășeți, așteptați orători sau nu așteptați orători? Așteptăm, cum să nu. Întâi copii, de cu sară. Pe la cât pornesc copcei? Tot, odată cu sară. E bine, hai, mai repejor. Și după aceea vin ăștia mai mari. Pe la cât? Apoi umblă tătă noapte. Dar pe la cât așa să pornesc ca ăștia mari? Tot, eu știu, direct la 90. 90 și așa. Și ăștia și mai mari? Și mai mari, tot cam așa, de la miznopți încolo. Gospodarii a doua și a treia zi. Gospodare. Fiecare cum știe, unul cu urătură, unul cu capră, unul cu bandă. Hai, vă rog să serviți acum, hai, luați. Da, căiuță. Și căiuță, da, vă rog să-mi joacă. Căiuță, ăștia de la Botoșania, da. Atât azi de frumos. Gătiți, trebuie să stai înainte de o săptămână să-i gătești căiuță, că trebuie să le pui scoarță și să le pui ștergare, nu știu, da. Să mai pune. Da. Până la urmă, cui nu-i vin căiuță de anul nou, nu e apărat de reale, că așa-i? Da. Căiuță trebuie să apere casa de reale, cum capra trebuie să, să aducă belșug, nu? Mm-hmm. Și da. Ursul, păi anul și ala care treci și moare ursul și anul nou care vine și înjei ursul și toată lumea e bucuroasă. Da, bine. Hai. Că ne-ați pus pe masă. Hai să și gază sănătoasă și, și la anul tot frumoasă. Lăsați lucru ca să cadeți tot. Da. Hai să trăiți cât trebuie, mă băieți. Dacă tot v-ați scos de acasă, să frumos, hai să luăm deșii pe masă și mergem la casa noastră. Uite, uite aici, da. O pașocuță. Și un toșinel, că tot ați spus că... Las toșinel. Ai vrut cu zahăr? Nii, la toșinel trebuie leacă de zahăr. Zahăr, hai că mi-a dus zahăr. Zahăr. Dacă nu-i zahăr, foc mă fac. Nu vrem mult la sfârșit să ne sfădim, doar am zis că nu ești fără sfat. Eu de-amu și-a trebuit ne-am luat sara bună. Lasă să vă aduc și zahăr să puneți la... Ne-ai pune-și că e un timp în el. Eu de-amu mă duc acasă, că da, mă așteaptă că omul. Și noi plângăm ne-a tare. Trebuie să facem și lui mâncare și toți și... Poate altul nu vrem. Da, nu-i bun. Lasă scârjele. Lasă scârjele. Copțililor, hai! Sănătate! Mulțumim! Vă mai așteptăm cu Colinda, cu Ratu, cu banda aici tineri. Aici tineri se leacă mai rușinoși. Mulțumim într-o minie. Că îmi pare că batea pahonii s-o saca afară zdei la jipi. Da, păi gata, e tot zeț. Iar salacul a luat pe dinainte și nu a apucat zdei la jipi. Nu a apucat acătate. Da, îmi zici tale sănătate, că noi ne-o înduși mai departe, la căsările noastre. Hai, seara bună și numai bine! Mulțumim frumos! Să trăiți și mai bine!